Salutare tuturor și bine ați revenit la școala de cripto. Astăzi vom vorbi despre Bitcoin, așadar un mic update legat de Bitcoin, vedem ce s-a mai întâmplat în ultimele zile. Ulterior vom vorbi un pic și despre indicele de Fear and Greed și spre final vom discuta despre balenele din cripto, ce anume vom vedea ce au făcut acestea în ultima perioadă. Dacă au acumulat, cât au acumulat, dacă au vândut sau dacă practic au fost doar spectatori și s-au uitat cum piața cripto scade, da? Pentru că în ultima perioadă a cam scăzut, da? Din punct de vedere al capitalizării de piață. Să începem deci cu Bitcoin. Haideți să nu trecem direct la daily, să trecem la weekly. Deci la nivel săptămânal să vedem ce s-a întâmplat. Am avut aici 9 candele, deci 9 săptămâni încheiate pe roșu. Asta înseamnă că în fiecare săptămână prețul Bitcoin a scăzut. În unele săptămâni mai mult, în altele mai puțin din câte putem vedea. Astăzi, ce este astăzi? Astăzi este luni, deci începem o nouă săptămână. Se pare că o începem pe verde momentan. Dar este foarte important finalul acestei săptămâni, nu neapărat începutul. Ne interesează foarte mult finalul pentru că ar fi interesant să vedem un final de săptămână și să închidem săptămâna aceasta pe verde, da? Să terminăm cu acest roșu pentru că 9 săptămâni la rând pe roșu, cel puțin pe momentul actual, mi se pare că nu s-a mai văzut sau dacă s-a văzut foarte, trecutul foarte îndepărtat. În ultimii din 2016 nu prea s-a văzut așa ceva. 9 săptămâni la rând, prețul Bitcoin să scadă fără a urca nici măcar într-una dintre aceste săptămâni. Acum la nivel de daily, dacă ar fi să ne uităm, avem un lucru foarte interesant pe care îl putem observa. Și anume faptul că în ultimele cam 3 săptămâni s-a format un nou suport aici, în această zonă de 29.000, zona aceasta de preț de 29.000. Avem un suport destul de puternic, da, la nivelul acesta de 29.000. La momentul actual, astăzi, din câte se pare, momentan ne aflăm la 30.647 și am avut un maxim de 30.931, da? Doar că și-a luat rejectare de la 30.931. Așadar, la momentul actual, pentru astăzi, Bitcoin încearcă să spargă rezistența de la 30.400. Acum, dat fiind faptul că ne aflăm într-un trend descendent, este foarte improbabil ca Bitcoin să reușească să spargă această rezistență de la 30.400. Totuși, dacă va face acest lucru, cu toate că este destul de improbabil, targetul maxim pe termen scurt ar fi acesta de 33.000, cu toate că este, după cum am spus, destul de improbabil, dar dacă va reuși să spargă, da, rezistența 30.400, cam asta e următorul target, 33.000. În caz contrar, și asta ar fi și cel mai probabil caz, se va întoarce pe la 29.000, da? Deci vom revizita această zonă, acest suport de la 29.000 și vom continua în lateral până la un moment dat. Bun, cam asta se întâmplă pe Bitcoin la momentul actual. Deci șanse foarte mari să ne îndreptăm din nou spre 29.000, șanse sub 30% să vizităm această zonă, da, de 33.000. Bun, trecem la indicele de frică și lăcomie. La momentul actual, indicele de frică și lăcomie are o valoare de 10, așadar ne indică o frică extremă pentru criptoinvestitori. Dar acest lucru este și de înțeles, dat fiind faptul că mai acum 2 săptămâni am avut un mega fail, failul proiectelor cripto Terra Luna și Terra USDUST. S-au pierdut literalmente miliarde, da? Mă rog, nu s-au pierdut, s-au mutat de la anumiți criptoinvestitori la alții, într-un mod destul de inteligent, aș spune eu. Apoi am avut
un nou fail, failul proiectului Terra 2.0, lansarea a fost un fail. Exchange-urile nu s-au sincronizat între ele să listeze în același timp criptomonedele LUNC, deci Luna Classic și Luna 2, Luna 2 fiind criptomoneda proiectului Terra 2.0, iar LUNC, Luna Classic fiind criptomoneda proiectului Terra Classic. Da? Unele au listat la o oră după lansarea oficială a proiectului Terra 2.0, altele la distanță de câteva ore, altele au amânat. De exemplu, Binance a amânat lansarea până pe 31 mai 2022, ora 9, ora României, da? Apoi am avut FTX și Crypto.com, platforme tranzacționale cripto care au anunțat inițial că vor suporta airdrop-ul și implicit listarea criptomonedelor Luna Classic, deci LUNC și Luna 2, dar aceste platforme tranzacționale cripto până la momentul actual nu au listat aceste criptomonede, da? Deci ne aflăm în standby până la momentul actual. Nu știm dacă vor lista, pardon, criptomonedele LUNC și Luna deodată cu cei de la Binance, pentru că nu au anunțat acest lucru. Deci deocamdată nu știm dacă se va mai lista sau nu Luna Classic, LUNC și Luna 2 pe FTX și Crypto.com. Și plus alte exchange-uri pe care nu le menționez în acest video pentru că sunt de importanță minoră, da? Astea, Binance, FTX, Crypto.com sunt de importanță majoră, sunt Binance cel puțin cea mai mare și cea mai importantă platformă tranzacționare cripto centralizată la nivel mondial, da, pentru că, mă rog, asta cel puțin din punct de vedere al volumului tranzacțional. Da? Dacă ne ducem aici pe CoinMarketCap sau pe CoinGecko, dăm la exchanges, dăm la spot, putem vedea aici locul 1, Binance cu 12 miliarde de durata tranzacțiunii doar în ultimele 24 de ore. La fel dăm pe exchanges derivates și putem vedea aici 47 de miliarde de dolari volum ultimele 24 de ore pe derivate, da, pe Binance. Bun. FTX și Crypto.com, de asemenea, două platforme de tranzacționare cripto foarte, foarte importante. Apoi, scăderile acestea, da, de pe Bitcoin, 9 săptămâni la rând, candele roșii, deci în fiecare săptămână, un preț mai mic decât săptămâna trecută. Ceea ce e normal, a băgat și mai multă frică în criptoinvestitori. Apoi avem pandemie, război, inflație care tot crește, mai nou treburi cu maimuțe care probabil să se transforme într-o epidemie, iar mai apoi în pandemie. Deocamdată nu se știe ce se va întâmpla. Lucrurile sunt foarte, foarte incerte la momentul actual și e normal să fie această frică exagerată a criptoinvestitorilor legată și de piața cripto la momentul actual. Trecem mai departe și vom vorbi despre balenele din Bitcoin la momentul acesta. Practic, dacă mergem pe Bitinfo Charts, practic aici avem mai multe proiecte cripto și putem vedea adresele pentru fiecare proiect cripto în parte care dețin cele mai multe, de exemplu în cazul Bitcoin, cele mai multe unități de Bitcoin, da? Adresele cu cei mai mulți Bitcoin. Și aici putem vedea printre primele poziții că adresele cu cei mai mulți Bitcoin sunt ale CEX-urilor, ale exchange-urilor, da? Platformele tranzacționale centralizate, deci Binance, Bitfinex, OKX și așa mai departe, Coincheck, Bittrex, etc., etc. Dar, în afară de aceste exchange-uri, sunt și așa zisele balene, adică ori persoane private cu capital investițional foarte mare, miliarde de dolari, ori fonduri de investiții, bănci, guvern, mă rog, țări și așa mai departe. Bun, haideți să vedem câteva balene. Da, să vedem ce au făcut.
Aici avem o balenă interesantă care deține practic aceste adrese de pe pozițiile 89, 90, 91, 92, 93, da? Dacă o să le deschidem, vom vedea că în ultimele 2 luni a acumulat o grămadă de Bitcoin. În total 50.000, pentru că sunt 5 adrese cu 10.000 de Bitcoin fiecare. Putem vedea că în această adresă a acumulat, da, câte 500, 500, 500, 500, 500, asta pe o perioadă de câte zile sunt aici? Cam o săptămână, de pe 4 mai până pe 11 mai, a acumulat în jurul prețului de, mă rog, între 30 și 40 de mii. Momentan, această adresă se află pe minus cu 41 de milioane de dolari. Apoi, cea de-a doua adresă, tot așa, a acumulat luna trecută și a acumulat practic de pe 8 până pe 24, acumulând în total 10.000 de bitcoin. Momentan, fiind în pierdere cu 100 de milioane de dolari, nimeni nu e perfect, dar și când va ajunge bitcoin 100 de mii, 200 de mii, na. Bun. Pe cea de-a treia adresă putem vedea aici din nou acumulare 500, 500, 500, 500 de Bitcoin. Asta pentru luna aceasta mai, da, de pe 11 până pe 17. A patra adresă, aici acumulare de pe 25 luna trecută până pe 4 luna aceasta, aici până pe 4 mai, tot așa 10.000 de Bitcoin. Ultima adresă, aceleași balene din câte se pare, acumulat de pe 19 până pe 25, tot așa câte 500, 500, 1000 de Bitcoin. Deci, la momentul actual, balenele, chiar dacă pierd bani, acumulează la momentul actual. Trecem mai departe să vedem o balenă mult mai interesantă și mult mai inteligentă, cel puțin la nivel de achiziții pe care le-a făcut în trecut. A făcut totul ok. Haideți să vedem. Deci, aceasta de aici. Balena aceasta deține mai multe adrese, în total cam 18, mi se pare. Deci putem să vedem aici balanța, 9873. Sunt mai multe adrese cu 9873 de Bitcoin. Da? Ia să vedem. Deci de la 105 până la 122, aceste poziții dețin, adresele de la aceste poziții dețin 9873 de Bitcoin și vom putea, nu voi deschide toate aceste 18 adrese, voi deschide doar 3 momentan, dar putem vedea că toate aceste adrese, haideți să le luăm din nou, acestea, au avut primii Bitcoin depuși, da, pe 2018, între ziua de 4 și 5, da? 2018 decembrie și ultimele depuneri, de fapt ultima depunere pe să vedem aici 2022 05 19, deci ziua de 19 mai 2022, deci acum vreo 2 săptămâni, ceva de genul. Bun. Haideți să ne uităm când a cumpărat această balenă. Putem vedea aici toate adresele, că prima dată a acumulat în 2018, da? Și la cât a acumulat? La 3.000, cam pe la 4.000, în această zonă de 4.000, da? Și haideți să ne uităm pe grafic să vedem cum arăta graficul la momentul respectiv, deci 2018 decembrie. Decembrie este, mă? Da, decembrie. 2018. Aici, cam pe aici a acumulat. Ok? Deci aici a prins bottom-ul practic. Foarte interesant. Haideți să ne uităm următoarea dată la care a acumulat Bitcoin. Următoarea dată ar fi în 2021, da? Din câte putem vedea. 2021, 07. Deci luna 7. Luna 7 fiind ianuarie, februarie, aprilie, mai iulie.
17-18 iulie, 19, iar aici pe 27 iulie. Aici, în schimb, tot așa pe 27 iulie. Haideți să vedem la cât se afla Bitcoin în aceste zile, sau mă rog, în această lună, da? 2021 iulie. 2021 iulie. June, July. Ok. Să dăm totuși pe daily ca să vedem mai bine. Ok. 27. Ok. Deci 27, ia să vedem la cât a cumpărat aici pe 27, la 37.000, iar pe 6 a cumpărat la 34.000. Ok. În cazul acestei adrese se pare că... Ok, nu, doar acesta. Deci... Bun, deci se pare că și aici, da, în iulie, a cam prins bottom-ul, da? Deci a cam prins această zonă de aici. Foarte bine. Să ne uităm la ultimele sale achiziții, când le-a făcut. Pe 17 mai, 14 mai, 17 mai și 19 mai la un preț de între 29.000 și 30.000. Aici, tot așa, în mai, pe 14 și 19, o altă adresă, aceleași balene. Iar aici, tot pe 14 și 19 mai, tot așa, între 29.000 și 30.000. Să ne uităm și pe grafic. Da. Deci, a prins din nou, oarecum, bottom-ul. Nu l-a prins pe cel de la 26.000. 26.000 și mai știu cât a fost, 26.600, ceva de genul, minimul. Dar a prins o poziție foarte bună, da, din câte putem vedea, și aici a prins cam bottom-ul și aici, dar și în trecut, în cât era, 2018. Aceasta este o balenă care și la momentul actual, din câte putem vedea, se află pe profit, da? În cazul fiecărei adrese avem un profit de undeva între 210 și 220 de milioane de dolari. Bun. Trecem mai departe. Deci asta până acum și din câte am văzut, cam asta e cea mai smart balenă, da? Oricum, pe termen lung, majoritatea vor face profit. Dar am văzut și balene care au vândut în pierdere Bitcoin, da? Haideți să trecem mai departe. Deci, pe aceeași pagină mai avem la 8.175 de Bitcoin. Să vedem aici, 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 aici. Asta e zona interesantă. Deci, de la poziția 150 până la poziția... Cam pe aici, cam până la poziția, deci de la 150 la 157, putem vedea aici că primul depozit a fost făcut în aceeași zi, da? 2018, decembrie 05. Ok. Și ultimul depozit a fost făcut în 2021. Și aici putem vedea 2021, oh, pardon, stai că m-am dus prea în sus, 2022, 0305, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021. Ok? Haideți să le deschidem un pic să vedem ce se află în interior, să vedem când a acumulat de fapt. Din prima vedem că se află pe profit la momentul actual. Mai vedem și faptul că prima dată a acumulat la fel ca cealaltă balenă prin 2018, da, în decembrie, pe la 4.000, da, atunci a cumpărat pentru prima dată Bitcoin. Iar apoi ultima dată a cumpărat în 2021 în iulie, la fel ca și cealaltă balenă, tot așa, în iulie. Bun.
Se pare că de două ori a găsit bottom-ul, dar la momentul actual nu pare să creadă sau ori nu mai are fonduri de investit, ori nu crede că acesta este bottom-ul, da, în cazul Bitcoin, la momentul actual. Dar se află și aceasta pe profit. Bun, haideți să trecem mai departe. Să mai închidem din taburi. Trecem mai departe. Mai avem o balenă cu undeva la 8.000 aici aceasta. Nu mai știu exact de la ce poziție era aia, să vedem. Stați un pic să-mi dau seama dacă e aceeași balenă sau este o alta. Să vedem, să vedem. Ok, aceeași balenă. Nu ca cea dinainte, ci aceeași care deține toate aceste adrese care au în interiorul lor câte 8.000 de Bitcoin, da? Destul de multe din câte putem vedea aici. Peste 20. Dețin fiecare câte 8.000 de Bitcoin și au cumpărat acești Bitcoin prin 2018, tot așa în decembrie, și putem vedea că au achiziționat Bitcoin la prețul de 3.800. Deci, din nou, balenele cumpără, dar nu vând, cel puțin marea majoritatea lor nu vând. Și de asta, la momentul actual, se află, din câte putem vedea, din nou, pe profit de 200 și ceva de milioane de dolari. Trecem mai departe la pagina 3. Ia să vedem dacă găsesc balena asta, 7441. Aici, 7441. Această balenă deține, cel puțin din câte se poate deduce de aici, undeva la 5 adrese. Da. Haideți să vedem când a acumulat ultima dată. Ultima dată a acumulat recent pe 5 mai și această balenă se pare că posibil că face DCA, Dollar Cost Averaging, da? Deci practic cumpără odată la ceva timp Bitcoin, dar nu pare să reiasă neapărat că are nu știu, un buy săptămânal sau lunar, ci posibil că face DCA cumpărând când crede că este un bottom, la fel ca celelalte, doar că aceasta este mult mai activă din câte se pare. Are mult mai multe buy la activ. Ok? Și se pare că se află în pierdere deocamdată, da? Deci avem și balene pe pierdere și balene pe profit. Da, balene nu fac mereu profit pe termen scurt. Pe termen lung, desigur că vor face profit majoritatea balenelor. Dar momentan, din câte putem vedea, acumulează foarte, foarte mult, mai ales în ultima perioadă. Da? În ultimul bullrun, da, din 2021 au acumulat la bottom și acum în 2022 au acumulat unele la un posibil bottom, da? Haideți să mai vedem încă una pe pagina 4, de data aceasta, 4500 Bitcoin, să vedem unde este, 4500. Aceasta, de la poziția 373 până la poziția 379, da? Balenă care deține câteva adrese, fiecare cu câte 4500 de Bitcoin și putem vedea că a achiziționat practic luna trecută, a achiziționat luna trecută și practic la momentul actual se află în pierdere fiecare adresă cu câte 50 de milioane de dolari pentru a achiziționat practic la prețul de 41.500 de dolari, dar este normal. Pe termen lung însă, dacă nu va vinde, va fi pe plus. Așadar,
ca o mică concluzie așa, din câte putem vedea, balenele acumulează foarte, foarte mult în ultima perioadă, în ultimele 2 luni am văzut că cam 3 din 5 balene au achiziționat din nou Bitcoin, da? Ceea ce ne duce cu gândul că e posibil ca această zonă să fie un nou bottom și că în următoarele luni să avem un pump, un eventual pump, cel puțin până în această zonă, da? 44.000, 47.000. Posibil, da? Nu se știe. Însă, dățile trecute au cam avut dreptate, da? Când au cumpărat în decembrie, în 2018, când au cumpărat anul trecut, în iulie, da? Au cumpărat fix la bottom. Bun, deci ca și o concluzie, momentan pe Bitcoin suntem bearish, desigur, pe termen scurt cel puțin suntem bearish. Momentan, criptoinvestitorii sunt extraordinar de speriați, da? Și încă un lucru interesant, din câte am văzut, da? Balenele acumulează în această perioadă când criptoinvestitorii sunt speriați, da? Frică extremă pe piața cripto, din câte putem vedea aici. Da, foarte interesant. Deci, o perioadă bună de acumulat Bitcoin. După cum v-am spus și mai acum câteva săptămâni, când v-am spus că e zonă foarte bună, sunt zone foarte bune de acumulare, zona e 30.000 și de 27.000. Și chiar am avut și buy-uri în acele zone, din câte puteți vedea aici pe comunitate. Da, v-am lăsat două screenshot-uri. Aici a fost prima achiziție de la 30.000 și aici cea de-a doua de la 27.000. Nu am prins bottom-ul de la 26.000 și ceva, dar targetul meu era acela de a cumpăra la 30.000 și 27.000 și acest lucru, din câte se pare, s-a întâmplat. Cam atât pentru astăzi, haideți că m-am lungit cam mult. Sper că acest video v-a fost util, sper că v-a plăcut, sper că ați învățat câte ceva nou și cam atât. La revedere!